Hai, salutare guys, și bine ați venit la un nou episod și bine v-am regăsit la încă unul. Dacă nu uitați de butonul de like și subscribe, nu știu cât mai pot să mă duc cu mașina asta, dar în fine. Ia auzi muzică. Bă, am reușit să pun modul de grafică. Dacă vreți, ce v-aș putea recomanda între timp, dar nu, mare atenție, puteți căuta pe Google Network Grafic. Da, să văd dacă am zis bine. O să vă dea pe un link de genul, pe grupul lor de Discord, după aia totul bine. Ce trebuie să faci, că am văzut la foarte multe persoane, că nu le funcționează. Când îți apare, dar îți apare pe rusă, da. Trebuie să aștept translate-ul pe telefon, ca să ți-l zică, ca să nu mai treabă după aia cu translate-ul, sau îl dai random, sincer. Și... How can I help? Vreau să mă angajez 2 minute și când e de selectat, iată și funcționează, când e de selectat treaba cu ăsta, selectați jocul, mare atenție, jocul, egal că l-ai din Rockstar cumpărat sau l-ai din Steam, tu normal trebuie să selectezi GTA 5, unde îl găsești, te duci efectiv frumos. Să deschidem aici, te duci efectiv frumos în C, în Program Files, Steam App, bine, aplicație, da, Common, și îl găsești GTA 5, l-ai selectat și funcționează tot. Ce trebuie să faci după aia? Să te duci efectiv pe platforma de la Steam, de la Network Graphic. Să-ți alegi un mod de grafică, dar mare atenție, că celelalte sunt pe bani, da? Aia nu o să vă ajute chiar deloc. Și după ce te-ai dus, o să selectezi acolo. Stai să văd dacă pot să-l deschid. Network Graphic. Da, ia stai să vedem. Ce se va, o să-ți apare efectiv că, na. Cum mai vrea să-l pui și pun alta, pe după aia pe engleză poți să-l selectezi, deci, da. Ok, hai să dau continuu, nu știu de ce apare eroarea asta, e prima dată când îmi apare, dar vedeți că modul de grafică chiar funcționează. Hai să îl deschidă numai, check network core files. Sper să nu fie nicio problemă cu el, e din câte am văzut ceva rusesc, din câte am observat. Nu prea stau bine, aia e toată faza. Hai să mă duc un pic mai acolo până atunci. Și ce ați mai făcut voi, mă? Cum mai sunteți? Acum astăzi n-am făcut live pe TikTok pentru că am avut altă treabă și n-am avut nici starea necesară să țin un live acum, sincer să vă zic. Așa că am ales să probez efectiv și modul de grafică totodată. Dacă tot sunt pe aici, să văd cum se și vede. Așa străzile să văd chiar ok. Da, nu știu de ce nu-l ia, de ce nu... Au rușii problemele lor. Dar asta numai pentru regi, din câte am înțeles. Deci, da, e posibil să trebuiască să ies de pe joc, știi? Ca să-l iei. Da, îmi dă ceva fatal error, chestii de genul, dar na. Mă rog, o să-ți apară acolo și o să-ți apară cu un mic punct. E? Bine, punct. Așa, un triunghi. Care cu triunghiul ăla, efectiv, ce trebuie să faci e să nu-l bagi în seama că ăla, bine, o să-ți dea tu seama care trebuie plătit și care nu. Merg, dar numai că atâta, că o să trebuiască să stai foarte mult în queue. Ține minte, în queue o să trebuiască să stai foarte mult, pentru că sunt foarte mulți oameni care dolandează chestiile astea. Și ce poți să faci, numai modul de grafică și mod de străzi de astea. Acum, deocamdată, văd că se vede chiar bine. Nu am nicio problemă nici cu lagul, după cum vedeți. Sper că, na, pe filmare chiar să vadă ok, o să verific după aia și, sincer, nu am nicio problemă, eu unul, acum nu pot să vă zic vouă, dacă ai calculatorul,
Un pic mai prost așa. Na. Mai scade tu din setări, din joc. Că cu altceva eu nu te pot ajuta, sincer. Sau, na, pune banii deoparte și investește într-un calculator care totuși să, dacă vrei să ai un joc. Să nu uităm că o să apară și GTA 6-le. Dacă apare în 2025, vedem. Acum nu aș putea să zic prea multe pentru că nici eu nu știu leak-urile 100%, dar oricum pentru GTA 6, din câte povestește lumea, și e foarte aberant. Undeva pe la 300 de giga o să trebuiască să instalezi jocul. Nu e adevărat. Niciun joc. Adică poate a fost sau a existat vreodată un joc care chiar a fost atâta, dar sincer să zic, eu nu am avut treaba aia, știi? Și să zic sincer, trebuie cel mai bine acum să investești într-un calculator pentru că jocurile na evoluează până alta și nu e ok să rămâi la standardele alea medium, știi? Cum am și zis, e posibil după lansarea GTA 6 să se închidă serverurile de la GTA 5 cum au făcut cu ăsta sau ce ar mai putea să mai facă o treabă. Să închide direct asta. Da. Și acum să mă duc după el, sincer? Bine, eu am fost de vină, dar să mă duc după el că nu a dat un slash me? Da. În fine. Altul. Deci, pa, să vedem dacă dă un slash me ceva. Mă rog. Băi, să mai dă un slash me pe serverul ăsta, cu aia e serios, adică eu știu că n-a, pe adevărul, că și se duce mașina, nu e nicio problemă, dar măcar așa mai treceți cu vederea în caz dacă vedeți pe cineva și un exemplu, ce vreau să zic, dacă vedeți pe cineva că se duce un pic mai tare, mai treceți și voi un pic cu vederea că ia și noi trecem și n-ai fost nici cu, dacă te uiți la videoclipul meu, polițistule, n-ai fost nici cu cirofarele pornite, așa că îmi pare rău, știi, pentru tine. Și, na, bă, abia aștept să terminăm, de spesul. Acum, pe joi și pe vineri o să fiu liber, cred că, da, mă depinde, nu știu de ce zic treaba asta, că e posibil pe videoclipul, ăsta să fie liber pe data de, să fie lansat, de fapt, pe data de, pe sâmbătă. Și ai cam întrebare. Salut. Am o întrebare. Care este forumul serverului? Și cum se numește forumul serverului? Și dacă doresc să aplic într-o facțiune legală? Aici ajutați-mă și voi dacă știți răspunsul. Trebuie să. Da. Trebuie să. Da. N-am înțeles, n-am. Trebuie să aplic, cred că. Da, nu mi-a ajuns. Da, nu, vedem. Întrebarea mea care ar fi? Care este forumul serverului, în caz dacă nu mai răspund nimeni pe parcursul videoclipului? Și dacă vreau un exemplu, să mă duc într-o facțiune de medici, de poliție sau, mă rog, nu știu ce facțiuni legale mai există pe server, dacă eu trebuie să aplic direct acolo sau pe Discord? Pentru că eu nu știu acum în momentul de față ce ar trebui să fac și mă tare bate gândul să stau, nu, clar că stăm 2, 3, 4 ore pe zi, cât ne permite programul. Dacă nu-s la muncă, stau un pic mai mult. Încerc, da, că depinde, vezi tu că, na. Și noi trebuie să ne mai relaxăm un pic și un altă. După zi de muncă, asta e, toată lumea muncește, toată lumea e obosită, na. Și asta mă refer că, na, e cel mai ok să, știi,
Să vedem cât e. Și vreau încetul să aplic, ca să vedem, na, rolpiu, să vedem clar și salariul, să vedem și mai multe chestii, dacă se poate. Că pentru fel cam asta mă și interesează, știi, să mă duc într-o facțiune, să stau mai mult pe server, să mă atragă mai mult, știi? Ba, apropo, Starone, dacă tu la videoclip am uitat să postez videoclipurile pe care le-am filmat noi, nu că am uitat, le-am evitat din cauza că s-a luat banul ăla pe 5M, știi, și mă rog, nu au făcut hack-uri, nu au făcut nimic, dar ideea că na, nu vreau să eu, nu genul că să fac reclamă proastă la servere sau așa mai departe și atunci evit treaba asta, știi? Hai să mai facem. Bă, îmi pierd destul de mult timp aici pentru că unul la mână îmi și place. Am pe undeva la 60.000 la mine în momentul de față. Am n-am mai schimbat web-ul pentru că nu mă atrage. Am înțeles și m-am mai uitat și eu pe live-uri, am înțeles că și pe aici se jefuiește în prostie. Ce mi-a recomandat cineva de la ce se sunt pe aici, găsește acolo toată informația. Mai Dani Căpeluță mai ajută foarte mult cu informația asta. Sincer să zic. Am vrut să întreb ceva către voi, tot așa către voi, pentru jucătorii de pe 5M și de pe 5M, de pe RCP, de pe serverul ăsta. Am vrut să vă mai întreb ceva, dar m-am luat cu vorba și cu cititul ăsta și am cam uitat. Nu, no, în fine, asta e. Eu, da, mă, mi s-a povestit la un moment dat că, ce vreau să zic, că eu nu pot să fiu jefuit, dar nici o să jefuiesc la rândul meu până la 50 de ore. Trebuie să mă uit neapărat la treaba cu jefuit, știi? Ia să ne oprim un pic mai încolo. Cred că mereu mă ducem pe asta și ne uităm un pic pe aici. Ia să, cel mai bine așa. Tutoriale. Jef. J. Tutorial, regulament, poliție, roleplay, server, nu? Regulament, roleplay. Power gaming cu jef, cu jaf. Asta le știm, nu-i problema. Am o doamne, iartă-mă, cine nu le știe? Mă rog, poate care pe acum s-au băgat, cum ar fi. Jafuri, ok. De nu aveți voie să jefuiți în timpul zilei. Aveți voie să jefuiți doar seara, intervalul orar fiind 28 dimineața, 20 seara, 8 dimineața, în intervalul 8, 1, 19, 59 nu aveți voie să jefuiți. Suma acceptată, maxim acceptată pentru o statică este de 50.000, nu aveți voie să cereți chestii aberante pe un stat de arme, elicoptere, etc. Este interzis să jefuiți în zonă publică, la jeepuri legale, da? Magazinele de haine, secția de poliție, frizerii, fermieri, pescari, pizza, etc. Este interzis jefuirea jucătorilor care fac jeep legal cu excepția zonelor profamate sau celor care se află în zona de livrare atât timp nu se află în zona de livrare atât timp cât poartă uniforma de jeep legal. Păi stai, că la Uber nu ai, la Bolt nu ai, știi, uniforma. Este interzis să faceți ilegalități cu mașina de la jeep legal, insula Caio. Nu aveți voie să jefuiți persoane care au mai puțin de 50 de ore jucate pe caracterul sau fără motive sau motiv bine temeiat să le răpiți. Deci asta mă interesează pe mine. Notați bine. Nu aveți voie să jefuiți persoanele care au mai puțin de 50 de ore jucate pe caracter sau fără un motiv bine temeiat să le răpiți. Ok. La rândul lor, persoanele sub 50 de ore jucate pe caracter nu au voie să jefuiască sau să răpească. Deci, este înțeles să jefuiești, slash omori aceeași persoană timp de o oră, cu excepția în care în cel interval timp de există un roleplay de desfășurare cu mai multe persoane diferite față de roleplay anterior. Bun, deci noi încă putem efectiv să facem bine, nu ce vrem, clar, că nu sunt clar, că m-ați ghicit voi pe mine, la care te uiți la videoclip, că eu nu fac treburi de asta. Adică nu mă duc în grup să-mi iau în gură cu ăștia și chestii de genul. E, na. Acum, asta e. M-am crezut că o să dea în mine, dar nu. De obicei, dacă mai știți ăla cu live-ul, nu știu dacă am pus, ba, cred că am pus live-ul. Ba, cred că ați și început să râdeți un pic la faza aia,
Cred că pe undeva. A, mă, că se aude poliție, se aude de Alex, nebun. Da, mă, vezi, na, ok, eu cu Boltul ce fac, frate? Că eu, un exemplu, dacă sunt cu Boltul, eu nu am îmbrăcăminte, da? Îl am numai pe ăsta de aici de jos. Și Botul, Botul, NPC-ul, pe care nu prea îl, adică nu cred că îl vede alții la mine, la mine mașină. N-am nicio fucking idee. O să fac un decât pe baza asta și o să întreb. No, eu nu știu, adică... Acum... Doamne, iartă-mă, întrebare nu deranjează pe nimeni, știi? Hai să îl ducem pe ăsta, 4200. Bă, se mișcă bine, arată bine. Modurile de grafic, dacă se deschide aplicația după ce închid jocul, o să pun poate în descrierea videoclipului. Nu uita să mergeți pe Instagram, să apăsați butonul de follow, vă aștept și pe Discord și pe TikTok să apăsați butonul de follow, acolo facem foarte multe live-uri, ca să știți, live-urile le mutăm pe canalul de YouTube. Așa e cum ar fi că am fost live stream, da? Și acum astăzi o să stau un pic mai mult pe server, pentru că vreau să văd un pic diferența așa de noapte, mai ales acolo, pe acum sunt 772 de player, știi? Acum am văzut pe live-ul de azi miercuri, nu marți, pe live-ul de marți, am văzut un pic mai mare din bâneale, dar vreau să stau un pic mai mult pe server, na, vreau să fac alea 50 de ore neapărat și să creștem, frate, vreau să fac level, vreau să fac mai multe, știi? Și cred că pe undeva pe miercuri către joi. Dar nu știu că stai, că eu când postez videoclipul, de ce zic treaba asta? Mă rog, hai să zicem dacă tot am fost aici. Cred că am stat la stream destul de mult timp, da? Oricum acum când o să avem un pic zile libere sau de asta și nu o să avem treabă, o să plecăm. Și adică nu o să plecăm. O să stăm mai mult pe timp pe server și live stream și pe așa mai departe. V-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe. Sper că ți-a plăcut episodul și te-am ajutat și cu modurile de grafică și cu ce mai. A venit emailul că trebuie să plătesc amenda. V-am pupat, pa, pa.